Sorin Cârțu nu are parte de niciun moment de respiro de la revenirea la Târgu Jiu după duelurile de foc cu CFR Cluj și Steaua. Sorin Cârțu nu este liniștit nici de Paște. Pandurii săi vor da în următoarele 10 zile 3 teste decisive în lupta pentru evitarea retrogradării. În Vinerea Mare se deplasează la Galați, acolo de unde Pandurii s-au întors mai mereu cu mâna goală în ultimele sezoane. După duelul cu Oțelarii, Orac și colegii săi joacă joia viitoare pe teren propriu cu echipa cea mai în formă din Liga 1, Dinamo. Va fi ocazia perfectă pentru Cârțu să se revanșeze în fața dinamoviștilor, singura echipă mare pe care Sorin Cârțu n-a bătut-o în calitate de antrenor al Gorj. Programul de foc se încheie duminica viitoare cu meciul de la Mediaș, o contracandidată a Pandurilor la evitarea retrogradării. Cârțu speră să obțină cel puțin 6 puncte din aceste 3 dueluri, care ar putea fi decisive pentru soarta echipei sale în Liga 1.